A trecut Crăciunul, Revelionul, am mâncat cam mult, astăzi e proba cântarului, sper să o trec cu bine, vreo 92 de chile, cam atât am... Ce dracu s-o defectat și asta? No, lasă că nu-i nimic. De astăzi pe fructe, pe legume, pe mazăre, nu că mazăre e Madagascar. Fuego este în turneu în America. Aurel Tămaș și el tot în America are concerturi. Dar la 500 de kilometri distanță, ca și a doua mari staruri, nu se pot apropia că se rupe America în două. Fuego e la Washington și a zis că Washingtonul este un fel de turda, dar cu locuri mai înalte. Aurel Tămaș e în Ohio. Diohio, diohitu, să facem bani, mă! Un român este primul și singurul pornostar în Islanda. Numele lui de scenă este Ingólfur Kurdursson. El este și actor pasiv și activ și regizor, că islandezii nu sunt prea mari fani de asemenea show-uri. E un fel de Sergiu Nicolaescu. El dă cu capul după ce el centrează. Mita e în stare să pătrundă oriunde în țara asta. Pentru Mită, capetele cele mai de sus ale administrației vând sângele și averea unei generații. Mihai Eminescu, în urmă cu 140 de ani. Să nu uităm ce a zis că e valabil și astăzi. Și să-l cinstim cum se cuvine pe poetul neamului. Să citim un vers, să citim câte un fragment din articolele sale și să nu spunem ca și ministrul culturii că Mihai Eminescu este cel mai mare poet care l-a dat România. Pe care, domnul ministru? Să înțelegem ceva din opera lui, nu numai să ne lăudăm cu el. Bună dimineața! Sper că sunteți bine, că sunteți sănătoși. Mi-am pus și o mască de asta de unică folosință, antivirus, că la câte prostii și mizerii circulă pe net, să nu ne cumva contaminăm și infestăm, dar până vorbesc, s-o dau jos. Neața bună și salutare! Mă, cu virusul ăsta din China, cu virusul ăsta din China, eu am crezut că e ceva chinezesc. Dacă e chinezesc, atâta și ține, știi? Îți iei o umbrelă chinezească, ține fix o ploaie. Am zis că și virusul ăsta, strănuț, ai un pic de febră, mai tușești de 3 ori și gata, s-o dus. Virus chinezesc, dar nu e așa. Și pe aici, pe Cluj-Napoca, aveți pe stradă oameni discutând, oameni cu mască. Dacă au mască, de ce au? Te sperii. Oameni fără mască. Dacă n-au mască, de ce nu se protejează? Am înțeles că unii, ca să nu facă două lucruri, își pun o felie de pâine aici sub mască, odată cu aerul să filtreze și spiritul mona. Dar nu, nu-i de râs. Nu-i de râs. E o amenințare globală. Și la Cluj a fost un caz ieri, da. E prea mândru coronavirusul ca să ne afecteze. La noi merge din plin. Noi, Mark, tu, la pet, virusul ăla ne virusează. Acum, chinezii n-au stat pe gânduri. Fac două spitale în 2 săptămâni. Două spitale de la zero în 2 săptămâni. La noi, dacă ar fi un caz de ăsta, am mai dat bani ca să se mai facă un etaj la Catedrala Neamului, să fim mai aproape de divinitate, să ni se audă rugăciunile mai bine. Noi suntem așa mai de modă veche. Apropo, știți că la Catedrala Neamului lucrează ștrabag? Ștrabag, da, ăla care trebuie să ne facă autostrăzile. Cine știe, poate și la Catedrală o să facă acolo intrare cu 3 benzi, plus una de viteză ca să ajungă păcătoși mai repede la spovedit. Mai trag un sens giratoriu acolo în față la icoană să nu fie îmbolzeală. Și mă gândesc că pe autostrăzile astea pe care le avem, mai trag câte un schit, câte un paraclis, să poți să mergi, să te rogi, că la ce drumuri și ce șoferi avem, numai cu rugăciunea putem merge înainte. Dar în fine, totuși, de unde a pornit virusul ăsta, coronavirusul? Voi credeți faza asta că s-o lua de la animale la om? Adică să ne povestească doamna Li Xingpeng din provincia Cizkouan, că ea la un moment dat a mers în casă să facă de mâncare și o lăsat pe copilul ăla mic, Xi, sau Xi, cum l-o chema, l-o lăsat să se joace un pic în curte cu animalele, cu cobrele. Că doar nu l-o lăsat să se joace cu mâțele, să-l zgârie, să se infecteze. S-a jucat copilul cu cobrele, la un moment dat i-au zis, hai, dragă Xi, hai că se răcește supa. Avea o supă bună de liliac. Extraordinar. Liliac bacimă, de liliac ce mănâncă și ăștia. Și copilul nu s-a spălat pe mâini de la cobre, o mânca supa de liliac și uite așa a apărut virusul. Voi credeți asta? Eu nu prea cred. Da, ei mănâncă, în China se mănâncă supă de liliac.
Așa cum la noi se zice că găina bătrână face supa bună, la ei liliacul bătrân face leveșul bun. Ce gusturi au! Domnule, noi suntem mai rafinați. Domnul ăla din Brăila care a împușcat o gâscă cu gât roșu, Emilia săraca, protejată până lege, avea și emițător, alo! Ăsta a împușcat, a gătit-o, pulpele le-a pus pe varză, pieptul l-a pus în supă, a făcut o supă bună cu găluște și emițătorul nu l-a putut găti, l-a pus la nevastă să vadă cât de repede zboară când pleacă el de acasă. Nu știu ce-o fi. Suntem în anul șobolanului de metal. Bine, noi nu mai avem metal că s-o vândut la fier vechi, am rămas numai cu șobolanii. Om trăi și om vedea, mare grijă, da? Strănutăm în cot, că acolo ne și doare, ne spălăm des pe mâini și evităm aglomerațiile. Știți vorba bancului că zice prostia nu-i contagioasă, dar atenție la înghesuială. Sănătate multă și să auzim numai de bine. Eu îmi pun masca pe figură și mă duc să iau o pită. O zi frumoasă tuturor! Na, frățiuc, pregătit pentru mâine? Da, m-am pus bomeală, hai, nu mă știi. Da, și minciogul. Mă, mi-i plin por bagajul de scule, ce? Lasă asta, mă, zi! Are balta pește. Sunt ceva peștoaice tinere pe acolo. Că mi-o cam ruginit cârligul de atâta stat, hă? Știi tu, mă, că altfel stă firul întins când e balta nouă. Știu că și tu vrei să te scalzi cu viermișorul până alte bălți. Noi, ne auzim mâine. La prima oră am plecat. Cius, serus, serus! Mergi la pești? Da! Ce să fac? Trebuie să merg, că i-am promis la om. Știi că ne-a ajutat și el atunci cu remorca. Ăsta e fanatic cu pescuitul și am zis că merg, dar n-am niciun chef așa, mi-i câh, soare, țânțar, nu prinzi nimic. Și te las pe tine acasă și o să fie dor de tine. Da. Da. Nu. Ar trece și asta. Salut! Vezi că venim astăzi pe la tine. Nicu, nu mai pleacă, nu. Păi nu, că vrea să rămână cu noi, cu familia. Bine. Stai așa un pic. Mami, am plecat! A 24 a rezolvat-o! Fă șnițele, că vin! Nu știu când! Au, fraier, șnițele! Mersi din suflet! Cu plăcere, drumul bune! Thank you.